spune bună dimineața din Bucegi. Oh, știi pe ce munte suntem? Wow! Și pe ce traseu? Pe traseu Valea Albă am reținut, dar nu chiar. Asta o să explicăm. Pe triunghiul roșu, dar după detalii dai tu. Detalii dai. Nu suntem pe Valea Albă și nu avem de gând astăzi să mergem pe Valea Albă. Doar că Elisa știe ce știe, pentru că aici este intersecția cu traseul care merge pe Valea Albă. Noi o să-l urmăm puțin, iar apoi o să ne ducem în dreapta către refugiul Coștila, iar de acolo vrem să urcăm pe, hai spune adevăratul, brâna aeriană. Vrem să facem brâna aeriană. E un traseu pe care nu l-am mai făcut acum vreo 2 ani, găsiți videoul pe canal, dar eram și noi mai la început și pe nemarcate și mai ales și pe ale YouTube-ului, așa că merită să mai filmăm cadre de aici, merită să facem un video mai serios, să zicem, mai puțin mai lucrat. Și mai calitativ, să zicem, că da. S-a mai îmbunătățit tehnologia între timp. Da, ne-am mai schimbat și noi aparatele de filmat și stilul, ca să zic așa. Așa că astăzi suntem într-o ultimă zi de toamnă. De fapt, nu prea mai e toamnă, sau da, nu mai e toamnă, că au căzut frunzele, deci aproape iarnă. Și urcăm pe brâna aeriană, apoi pe creasta Văii Albe și coborâm probabil pe Jepi Mici sau pe Valea Albă, în cazul în care nu avem suficient timp să ajungem la Jepi, pentru că traseul către Jepi implică ieșit la Cruce și la Crucea Caraimanului mers până la cabana Caraiman și apoi în jos. Sincer, eu aș vrea pe Valea Albă, dar Elisa n-a fost pe Jepi Mici. Și nici la Crucea Caraiman. Și nici la Crucea... Oh, nici la Crucea Caraiman. Nu. Tu începi pe kilometri. Și nici la Crucea Caraiman, da. Și partea interesantă e că nu avem video de acolo, așa că este un motiv în plus să vă ducem și pe voi pe traseele astea. Mergeți cu mine! Da, de aici începe partea aia foarte abruptă, cu multe lanțuri și cu multă expunere. Dar, așa că cu grijă, ajungem mai repede sus. Am ajuns la punctul de belvedere către Blidul Uriașilor. În spate e brâna aeriană, stăm la coadă deocamdată. Și după asta o să avem de urcat creasta Văii Albe și apoi BMC-ul înapoi către Valea Albă și apoi către Crucea de la Caraiman. Iuhu, o văd și eu în sfârșit.
Am terminat creasta Văii Albe și acum suntem pe... Pe unde suntem, Elisa? Pe... Încolo e Valea Albă, dar nu mai știu, între Valea... Pe Brâna Mare a Coștilei, BMC. Imediat aici, în stânga noastră, este hornul lui Gelepeanu, ieșirea de pe acest traseu cu Brâna Aeriană. Iar noi vrem să continuăm pe Brâu până în Valea Albă și apoi pe Brâna Văii Albe până la Cruce. Am început traseul pe Brâna Mare a Caraimanului, de aici suntem pe traseu marcat. Apoi vom coborî pe Jepi Mici. Jepi Mici. Prima oară pe Jepi Mici pentru mine. Prima parte a videoului, adică până aici, a fost doar pe trasee demarcate, așa cum probabil ați văzut, expuse foarte provocatoare, care necesită echipament, cunoștințe, inimă tare. Trebuie să recunoaștem că pe alocuri te uiți așa în hău și zici, aoleu, dacă alunec aici, ce se întâmplă? Dar cu grijă, cu experiență, cu echipament, ați văzut, cască. Ham, asigurare pentru Brâna Aeriană și totuși ai nevoie de condiții bune, pentru că dacă e umed sau așa, e teroare, e foarte, foarte periculos. Așadar, nu vă aventurați pe astfel de poteci, decât dacă le știți bine, decât dacă aveți cu cine merge și dacă n-aveți rău de înălțime. Și cel mai important. Totuși, aveți grijă inclusiv pe traseele marcate. Parcă s-au mulțit foarte mult știrile în ultima vreme cu persoane accidentate, unele chiar mortal. Chiar și aici, pe brâna asta, cineva a alunecat cu câteva zile în urmă. Pe Jepi Mici la fel. Deci, nicăieri nu e sigur, dar măcar să minimizăm riscul ăsta cât de mult posibil. Hai la vale, că e foarte... Târziu, trebuie să ajungem. Hai, în 2 ore, suntem jos. Nu știu, coborâm noi Jepi Mici în 2 ore. Pentru că și Jepi Mici este marcat, dar este dificil. Hai! Hai!
Aceasta ne-a fost nouă tura, suntem din nou la mașină aici la Caminul Alpin. Ne-a prins noaptea, asta este o premieră. Nu chiar premieră, dar e ceva ce mi se întâmplă destul de rar. Însă, din fericire, ne-a prins noaptea la stația de telecabină, adică deja în civilizație. E foarte important să vă calculați bine traseul, să aveți lanterne la voi, să fiți pregătiți pentru neprevăzut. La noi totul a ieșit bine, ne-am bucurat de munte, de adrenalină. Și de locuri noi, nemai văzute. Da, mai ales Elisa, de locuri noi nemai văzute. Pentru că eu, în afară de Brâna Văii Albe, am cam făcut tot în trecut. Nu uitați, aveți grijă de voi, nu vă aventurați pe trasee nemarcate fără să știți ce faceți. Iar pe celelalte marcate aveți și acolo grijă și bucurați-vă de munte în tot ce faceți. Noi ne vedem data viitoare. Nu uitați de like și subscribe.